Scurtul meu mesaj din această seară, aș vrea să-l botez, pastorii botează până și predicile, să te bizuiești numai pe Dumnezeu. Dumnezeu în așa fel ne călăuzește, că ne îndepărtează rând pe rând toate proptele de care ne-am sprijinit în viață, ca să ajungem la concluzia că Dumnezeu este suficient. Nu este un proces ușor. Este un proces îndelung de o viață. Și în viața aceasta încep să crezi că ba ești profesor de seminar, ba predicator, ba cine știe ce crezi că ești. Și Dumnezeu așa încet, încet îți smulge proptele astea care te țin, îți ia cârjele astea, că în ultima instanță sunt niște cârje, și te lasă să tragi concluzia că fără Dumnezeu nu poți să faci nimic în lumea asta. Și că Dumnezeu este și suficient. Nu ai nevoie de altceva absolut deloc. Prin anii 90 m-au invitat la seminarul de la București să predau și pe vremea aceea îmi terminasem și eu un program de master aici în America și m-am dus să predau un curs despre conducere, de leadership. Foarte greu înțelegem noi că leadership vine de la leader și ship. Și lucrul ăsta foarte greu îl înțelegem noi, nu? Vine de la conduce oile, de fapt, nu? La anul 4 ne-am apucat să facem un experiment la Institutul din București și cu asta vreau să vă spun cum Dumnezeu m-a vindecat de propta asta de profesor. M-a vindecat pentru totdeauna. De fapt, nu m-a mai primit din momentul ăla la seminar deloc. Am împărțit studenții din anul 4 în două grupe și i-am învățat să pornim un conflict între ei și mine ca să vedem cum liderii penticostali știu să rezolve în mod concret un conflict care se naște. Jumătate din băieți au fost instruiți să spună că noi suntem penticostali și Duhul Sfânt ne învață toate lucrurile și n-am avem noi nevoie de americani și de cursuri și de școală, că Duhul Sfânt ne învață toate lucrurile. Partea cealaltă erau și penticostali, dar și patrioți români, care spune, noi nu avem nevoie de străini. Nu? Ce să caute străinii să ne învețe? Nu? Astea sunt cursuri, idei americane, de la firmele americane. Și băieții erau foarte instruiți, pregătiți de scandal și l-am invitat pe rectorul, sau nu știu cum să-i spun, nu-i spun numele, așa că poate mai trece pe la dumneavoastră și mă spuneți la el. Și l-am invitat să asiste la un scandal care s-a petrecut între mine, profesor, acum și studenții lui. Nu? Și cum l-am pus la catedră, că așa era modelul, nu? Șefii stau la pupitru, așa că noi aici stăm sus, dumneavoastră jos. Nu știu cum ne vom vindeca de chestiile astea, dar asta e în noi. El stătea în stânga mea și eu cu dreapta să băieți, dați-i bătaie. Și i-am spus, frate, nu te supăra, dar eu nu mă mai înțeleg cu oamenii ăștia dumneatale, cu studenții ăștia, mâine, poimine, sunt păstorii de biserică, am un conflict formidabil cu ei. Și băieții din dreapta au început să spun, noi suntem penticostali, Duhul Sfânt ne învață toate lucrurile, nu avem noi nevoie. Dascărul român făcea niște ochi mari, nu vine să cred. Bă, băiatule, zice, sunt absolut surprins, sunt șocat. Până acum nu te-am cunoscut în felul ăsta. Au început relați cu americanii, un scandal monstru de tot. Eu mă uitam, l-ai văzut, frate, ăstea sunt oamenii tăi, nu? Din biserică. Lucrurile s-au accelerat, viteza tot mai mare, ăsta era tot mai furios, i-a amenințat că îi dă afară de la seminar. Când am văzut că era pe punctul să-și piardă demnitatea în fața studenților, am zis, frate, dragă, stai, stop, toată lumea, opriți-vă. A fost un experiment. Am vrut să vedem cum reacționează un lider penticostal în fața unui scandal. Aoleu, ridicam mâinile sus și a ieșit afară din
clasă. Și așa s-a terminat cursul meu de leadership la seminarul de la București, unde n-am mai fost invitat niciodată. Și acum însă mă duc în România, mă întâlnesc cu unul dintre studenții ăia și îmi spun, frate, a fost cea mai extraordinară lecție care noi am avut-o și care ne-a prins cel mai bine pe urmă în restul muncii noastre. Dar spuneam că Dumnezeu în așa fel aranjează lucrurile în viața noastră, că rând pe rând ne deposedează de asemenea lucruri pe care noi ne sprijinim, care credem că sunt importante. Păcăleala aceasta și, de fapt, asta este drama vieții noastre, este că începem să credem că lucrurile astea pot să țină locul lui Dumnezeu. Și atunci, dacă Dumnezeu are ceva cu noi, începe încet, încet să ne le îndepărteze. Și nu este un proces prea ușor, prea lipsit de durere. Dacă ne gândim la viața lui David, de exemplu, general, acum în armatele lui Saul, ginerile împăratului, aclamat de toate doamnele din țară care îi asigură, îi cântă victoriile în cântecele lor, e faimos oriunde merge, nu? L-a învins pe Goliat, ce să vă mai spun, nu este bărbat în țară atât de aclamat ca și tânărul ăsta, nu? Se căsătorește cu fata împăratului, cu Mical. Ei, dar odată cu nevasta vine și socru, care nu întotdeauna e fericit, nu? Eu mai glumeam, cu toate că eu m-am înțeles extraordinar de bine cu socrii, așa de bine că atunci când mergeam în România, mergeam prima dată la ei, pe urmă mergeam la părinți. Mai glumeam cu el, cu soția mea și îi spuneam, măi, de când e un ocean între mine și socru, mă înțeleg nemaipomenit cu el. Dar poziția sa de general și-o pierde într-o zi complet. Îl abandonează și nevasta, fuge de acasă pe geam, nu? Rămâne și fără soție, fără Mical. Mentorul său spiritual, Samuel, nu? Spune Sfânta Scriptură că și de ăsta a scăpat într-un fel. Dumnezeu l-a despărțit de mentorul său spiritual, de omul lui Dumnezeu, de Samuel. Să nu mai vorbesc de prietenul său intim, Ionatan, să despartă și de el. Nu numai de oamenii aceștia pe care s-a rezemat într-un fel întregul, eu știu, întreaga schelă a existenței sale, nu? David stătea pe oamenii aceștia pe care se baza, nu? Toți ăștia dispar într-o zi. Și din general ajunge un haiduc, un om al nimănui, un fugar prin țară. Bineînțeles că odată cu părăsirea acestor poziții și a relațiilor care le are, rămâne și fără bani. Rămâne la discreția tuturor. La un moment dat ajunge să cerșească de la un cioban, nu? De la Nabal, ajunge să cerșească ceva mâncare. Și este tratat mizerabil. Fuge de pe un munte pe altul, dintr-o peșteră în alta, dar David descoperă în perioada aceea că Dumnezeu este suficient și începe să se roage cum probabil nu s-a rugat niciodată până acum. Și Dumnezeu răspunde acestui bărbat fugar, al nimănui prin lume, și îi dă oameni, să se adune în jurul lui. Și aș vrea, dacă deschideți cu mine la 1 Samuel, capitolul 22, la versetul 2, să vedeți ce oameni i-a dat Dumnezeu lui David. Ce toți cei ce se aflau în nevoie, care aveau datorii, sau care erau nemulțumiți, s-au strâns la el și el a ajuns căpetenia lor. Nu mai e nevastă, nu mai e general, nu mai e cel care le-a omorât pe Goliat, nu mai e ginerile împăratului, ești nobody. Și acum Dumnezeu îți dă oameni, că ești singur. Și uite ce oameni îți dă Dumnezeu, nu?
Oameni care au treabă cu IRS-ul, nu? Aveau datorii, nu își plătiseră taxele, nu puteau da bani înapoi, oameni în nevoie, oameni săraci, care n-aveau din ce trăi, probabil. Și apoi, culmea, vin și nemulțumiții, nu? Care nu sunt mulțumiți de viață, de președinte. Acum, dacă ar fi pe vremea asta, cred că aș fi și eu aici, că nici mie nu-mi place de Biden. Dar când se adună un gen de oameni din ăștia în jurul tău, este mai degrabă o pedeapsă decât o binecuvântare, nu-i așa? Am avut o discuție cu fratele Nelu și tare mult v-a lăudat, să știți. Și l-am crezut. Mi-a spus că sunteți oameni de treabă, nu vă place scandalurile, n-ați făcut scandaluri, rămâneți în biserică, iubiți biserica și este un lucru fantastic. Eu n-am avut parte de asemenea binecuvântări, că am avut mai degrabă un gen de oameni de genul ăsta. Am început să cred la un moment dat că datorită căldurii din Arizona s-ard ceva tranzistori sau ceva din electronicele cuiva, nu? Dar pe urmă am aflat eu că atunci când duhurile rele ies din oameni, pleacă în pustie. pleacă pe pustie. Oh, man. Dar să te trezești dintr-o dată cu oameni săraci, poți să faci colecte câte vrei, că nu se strânge nimic, că n-ai de la cine, care aveau datorii, nu? Urmăriți de datornici și nemulțumiți. Ei, ascultați-mă, când Dumnezeu îți dă oameni, chiar dacă sunt de calitatea asta, poți să faci ceva cu ei. Știți ce au ajuns oamenii ăștia? Cei mai mari generali și conducători pe care a avut Israelul vreodată. Pentru că au avut un conducător bun care s-a bizuit pe Dumnezeu și a făcut oameni mari din ei. Marii viteji ai lui David sunt recoltați din turma asta de săraci, nemulțumiți și, ce să mă mai spun, plini de datorii și urmăriți de cei care le datorau banii, să le dea bani sau averi înapoi. Din oameni aceștia, David a ridicat structura conducerii țării pe care i-a luat-o în stăpânire mai târziu. Dar prima dată Dumnezeu trebuie să te deposedeze de toate lucrurile ca să ajungi la concluzia că Dumnezeu ți este suficient. Cu vreo lună jumate în urmă am trecut prin cea mai dramatică experiență a vieții mele. Doctorii mi-au descoperit că m-am născut cu o valvă de la inimă greșită. În loc să aibă 3 ferestre, avea numai 2. Și astea 2 erau pline de calciu și nu-și mai făcea inima datoria care trebuie. Și mi-au spus băieții că nu este altă soluție decât reparație totală, nu? Trebuie să intri în reparație. Toate sunt bune, nu? Toată lumea te iubește, frate, ne rugăm pentru tine, fain, dar la spital vine doar soția cu tine și au venit și băieții mei. Dar vine un moment când se deschid ușile alea blatante și te împing ăștia cu un pat din ăla înăuntru și ai impresia că intri într-un fel de navă cosmică, pentru că nu ești obișnuit deloc cu aparaturile moderne ale doctorilor de astăzi. Și în momentul acela, înconjurat de oameni necunoscuți, tragi concluzia că s-ar putea toate proptele care le-ai avut, nu? Să nu mai țină, să nu mai fie nimeni altul decât Dumnezeu. Și în momentul acela trebuie să crezi că Dumnezeu ți este suficient. Ți este suficient. Mulțumesc lui Dumnezeu că operația a avut loc mult mai rapid și mai ușor decât am crezut eu. Și știu că doctorii au fost binecuvântați de Dumnezeu. De fapt, era un chirurg care stătea pe aproape, că dacă nu funcționa procedeul, trebuia să mă taie. Și am spus, mă rog pentru tine să nu am nevoie de tine. Însă primul lucru, când m-am revenit din așa, am băgat mâna pe sub
Să văd dacă nu cumva m-a tăiat ăsta și nu m-a tăiat. Mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Dar există un moment când toate relațiile noastre se vor duce. Viața se duce în direcția aceea. E greu de crezut la o anumită vârstă că se va întâmpla așa. Dar trebuie să-ți pregătești de pe acum o relație bună cu Dumnezeu, pentru că asta este singura care contează și singura care rămâne. Singura care rămâne. O prietenă de-a noastră din Chicago ne-a spus și în momentul acela greu am înțeles exact, dar atunci când eu am intrat prin ușa aia blatantă, am înțeles foarte bine. Ea îmi zicea, Petrică, când s-a deschis ușa aceea și l-au băgat pe Coco înăuntru, zice, am avut senzația că nu o să se mai deschide și nu o să-l mai văd niciodată. Zice, a fost cel mai greu moment din viața mea. Momentul ăsta vine pentru fiecare din noi, mai devreme sau mai târziu. Pentru că în așa fel ne călăuzește Dumnezeu, pentru că ne iubește, ne desparte de toate lucrurile care până atunci au ținut loc lui Dumnezeu, țin loc de Dumnezeu în viața noastră. Ne desparte ba de una, ba de alta. Cu mulți ani în urmă, când băieții erau mai tineri, trebuia să-i însor, să-i trimit la școli. Știți cum era bancul ăla românez, zice? Știi, bancul ăla cu iarna. Nu, iarna în bani. Zice, da, cu vara, nu, nici vara n-am. Așa mi-a fost mie rânduit și am început să cumpăr case vechi, să le repar cu băieții. În primul rând să fiu cu ochii pe ei, să nu-i scap undeva, cine știe pe unde. Da, pe urmă m-a scăpat Domnul de ei, că au venit niște fete de treabă și mi-au luat. Am zis, Doamne, ce-or fi păcătuit astea în viață? Așa, i-au luat și au familii frumoase acum. Dar atunci cumpăram case vechi și le reparam împreună cu ei. Și un frate din biserică era real estate și mi-a spus, uite, apare o casă de vânzare și încă nu e pe piață. Dacă vrei, vină să o vezi și facem oferta imediat. M-am dus să o văd, am intrat pe ușa din spate undeva, era o casă, ce să vă spun, toate luminile aprinse, vreo două computere funcționau, toți pereții plini de cărți, era să cumpăr casa aia pentru biblioteca ce-o lăsa în urmă ăla. Ei, nu m-am grăbit că nu se potrivea viziunii mele casa aceea, dar a doua zi am trecut pe acolo și am văzut ceva ce n-aș fi crezut niciodată. Un dumpster din ala mare, așa, și niște mexicani aruncau brațe de cărți și computere și mobilă și tot în dumpsterul ăla mare, care mergea la garbage. Agentul mi-a explicat, au venit copiii bătrânilor care locuiau în casa aceea, probabil au declarat că nu mai funcționează GPS-ul și au dus la nursing home și au pus casa de vânzare. Și apoi au venit mexicanii, au luat cărțile, computerele, mobilele, fotografiile, istoria, tot ce a fost legat de familia aceea și le-au aruncat într-un dumpster mare care a mers la halda de gunoi a orașului. Știți că asta se va întâmpla cu fiecare dintre noi? Ei, atunci, dacă Dumnezeu nu ți este singurul suficient, este foarte greu să treci printr-un asemenea moment. Dacă însă Dumnezeu este tot ce ai nevoie și este sprijinul vieții tale, lucrul acela va fi o altă banalitate care ți s-a mai întâmplat de fapt în viața asta. Încercați să vă împrieteniți cu Dumnezeu, pentru că va veni un moment în viață când lucrul ăsta contează enorm. De fapt, vreau să vă mai spun ceva. În vechea Românie se spunea că este foarte important să ai pile și relații. Știți bine aia. De fapt, se spunea că și Partidul Comunist înseamnă pile, cunoștință, relații. Nu?
Îmi pare rău să vă spun, dar și împărăția lui Dumnezeu se intră pe relații. Dacă n-ai o relație cu Domnul Iisus Hristos, n-ai o relație bună cu Dumnezeu, fraza este, nu te cunosc, nu știu cine ești. Doamne, dar am fost pastor, am predicat, am făcut minuni în uliță la noi. Și Domnul spune, nu știu cine sunteți. Pentru că în toată viața asta, eu n-am ajuns să fiu singurul Dumnezeu adevărat, singura relație care contează. În toată viața asta n-am făcut cunoștință și n-am trăit într-o relație adevărată. Relația cu Dumnezeu este absolut esențială. Încerc să intră pe relație. Și vă aștept să ne vedem cu toții acolo. Amin.